aveau persoane pe vremea aceea, aveam, vorbesc de anii 70, și nu prea aveam pantofi. Dacă îmi luau o pereche de tenis, de, de tenis, mama sau dacă îmi luau tata sau mama, îi rupeam a doua zi la fotbal. <coughs> și mergeam pe picioarele mai mult. Și știu că mi-a spus o dată servitoarea medicilor, eu eram servitorul servitoarei medicilor, familiei respective, mă, trimitea, mă trimitea să iau sifoane. Și de dat 25 de bani sau 50 de bani, știi? Și eu, eu mergeam să jucam poker cu banii, mai câștigam, când vindeam sticle goale, aveam niște... Ăste... E interesant, sunt de un fel de, nu știu, un creangă la, la oraș, la oraș. Dar mi-a spus, ai, trebuie să mergi să, să te spălăm pe picioare și după ce intri în... Că ești, ai venit de la fotbal plin de praf și bundărești covoarele. Și cu, după ce m-am spălat pe picioare, covoarele erau groase așa și mi-au înfundat, m-au simțit așa ca un împărat. la plină și când am coborât, Mama era în și cu mătura în mână și îi sărutau mâna. Și mi-am dat seama, mă, n-ai voie să-ți rușine niciodată cu părinții tăi. A fost lecția de viață, prima mea lecție de viață. La ora două noapte sau trei venea de la nuțile lui, de unde venea el, de la evenimentele la care participa, să ne aducă un bănuț acasă. Dar nu venea singur niciodată cu un goală, venea cu 3-4, <gântu -i> cu cei din formație. Îi certea, pe că nu știau să cânte. Am ceva de la el și eu în ceea ce privește partea asta, că nu prea suport greșelile de meu, da. Și ne trezea. Noi a doua zi trebuia să mergem la școală. Mama asta, dacă de ea la patru, trebuia să fie să trezea, că să meargă la cinci, să ajungă la școala de muzică, la servici. Și ne punea să cântăm, să, să se laude cu, iată, cu talentele copilor săi. Și somn noroși, așa mai greșeam. Eu luam violoncelul sau tobele amărâte, cu ce improvizam eu acolo cu tigăi, cu oale, și frații mei cu clarinetele și mai greșeam la urelele. astea Și întorcea arcușul și dădea cu capra aia, așa se numește, suportul de aici de la mâna dreaptă arcușul, în cap, numai cu cuia aveam. Deci cam așa era atenționarea lui toate notele luate greșit bravo. erau pe Se vedeau ta. Și nu mai am așa ce fraților mei. Dacă m-aș fi luat, știu eu, după sfatul tatălui meu, el dorea să merg că el Tatăl a zis, nu. Tata, duci la școală, dar mergi la anunț cu mine. Bă, nu pot mai, tată, mai mereu. Nu merge. Pentru că eu de mic copil mi-am dorit să devin cineva. Sincer. Da. Și eu zic că așa, la nivelul meu, am reușit și acolo mi-am văzut întregul film al vieții mele, de până atunci o derulare, eu am văzut moartea cumva, n-a spus nimănui, este prin oară când spun acest lucru și am simțit că cineva a venit și mi-a scos sâmburile acela din gât și l-a aruncat afară acela a fost Dumnezeu ce folos ce de Hristos. Salutare fiecăruia dintre voi! Ne reîntâlnim la altceva. Invitatul ediției de față este una dintre cele mai pătrunzătoare voci din România. Un artist extrem de popular pe care nu ai voie să nu-l iubești. A colaborat cu Boniem, cu Toto, cu Tunio, cu Albano. Albano, cu foarte mulți artiști consacrați, iar una dintre melodiile tale, nu și spun bine ai venit Marcel Pavel. Bine v-am găsit, iertați-mă că m-am băgat în vorbă. Dar trebuia să te completez, am, am avut onoarea de a concerta alături de cea mai bună sau una dintre cele mai bune interprete de muzică fado din lume, care se numește Dulce Pontes, uh, ca așa se pronunță. Legendare. Da. Uh, mi-a oferit această ocazie, chiar am luat un premiu de la YouTube uh, alături de ea, nu știu cum se numește, am uitat. dar uh, faptul că ai spus că cea mai pentru pătrunjătără voce și nu există om care să nu mă iubească, nu, e prea mult pentru mine. N-aș vrea să fiu iubit de toată lumea, dar de ce nu până la urmă? Dar una dintre melodiile tale, spuneam, frumoasa mea, este, cred, un imn al iubirii. Dar un, un imn al iubirii Corect. așa cum poate n-a mai fost scris. Da, în special după Revoluție, în coace, într-adevăr, nu. Uh, am mai apărut, probabil, și alte piese, dar în, în anul 2000, atunci când am lansat această piesă, compozitor fiind Ovidiu Comornic, și dacă vrei po povestim mai târziu despre acest lucru, că am dat bună să am, am, am salutat. Am da? salutat. Ok. Uh, o să povestim uh, mai multe amănunte despre lansarea acestei piese și de apariție ei pe... Așezăm discuția într un râu așa care să curgă pe lin. Tu provii dintr o familie cu un consistent bagaj muzical. Da, așa este. Bunicul tău un foarte cunoscut rapsod, rapsod, rapsod da. tatăl tău un violonist excepțional. Ciotic, exact, exact da. Tu frații, uh, mei, frații, sora mea, sora, copiii, copiii cei da, doi băieți, da. urmează nepotul, și, nepotul și cea... Meu la fel. Și fetița probabil. Fetița, nu probabil, sigur. Este deja eleva a Colegiului Național de Muzică, George Enescu, la clasa de pian. Uh, face balet de 5 ani, bine că moștenește de la și și mama ei moștenit și talent, da? Face actorie, are o parte asta, artistică, o face mai mult și i-am spus să o facă mai mult pentru șlefuirea sufletului ei. Ca persoană, ca spirit, să, să devină, știu, nu știu eu, o sensibilitate atenaș cu ea. Dar trebuie să o cultivi. Și dacă o cultivi într-un mod pozitiv, atunci uh, poți să reușești să ajungi... muzica poate fi un antrenament uh, pentru suflet? Este uh, un antrenament? Nu știu dacă se poate spune antrenament. Este un har. Este... Ce-ar însemna planeta aceasta fără muzică? Ți-ai pus luată întrebarea? L-am întrebat pus, maestru, pus, a, pe maestrul pe, Jolt. Maestru L-am Jolt. Jolt întrebat ce ar însemna lumea fără muzică. Și mi-a mi răspuns, mi mi răspuns că nu și poate închipuia așa. Ce ceva. Frumos, da. Dar pe de altă parte, de, de ce te-am întrebat dacă muzica poate fi un antrenament, antrenament, antrenament că, pentru, aici pentru, pentru că... suflet. Aici nu mă refer a face o profesie, ci pur și simplu a încerca Ca să, stare, să te. Exact, Ca stare. a încerca fie să asculți muzică, fie să, să, să descoperi tainele unui instrument. Mulți dintre invitații mei care nu sunt din zona artistică, de pildă profesorul doctor uh, Silviu Constantinoiu, care este un excepțional chirurg, îmi spunea că are momente când, cu... când mai cântă, când are, chitară, are, aici, are o chitară și cântă. Este Și domnul la fel, dacă e, și dr Copescu, exact, mare exact, somnitate. De la din Câmpul ce el a fost chitarist bas pe vremuri și a cântat cu mine când eram în copilărie și făceam audiții muzicale, așa erau ceaierile pe vremuri, dacă mai ții minte, și ne adunam, ori veneau ei la mine, eu eram toboșar atunci și se adunau câte 20 de studenți și veneau acolo în sărăcia în care stăteam eu și mă ascultam, ascultam Purple, Zeppelin, Queen, le deam păreri muzicale. Muzica, muzica le sufletul. Nu știu dacă poate, antrenamentul poate sănă mai dur, știi, dar poate să sune și așa dacă vrei. Eu mai mult o expresie plastică din partea ta. Dar mu fără muzică planeta ar muri. Crede-mă, pentru că știți ce a apărut prima dată pe pământ? Cuvântul? Nu, sunetul. Ți-ai pus asta? Nu cuvântul, sunetul. Iată ce, ce ne-a lăsat Dumnezeu până la urmă. Da. Vorbei despre uh, câmpul un mușel. Da, acolo ai acolo copilărit, am copilărit. de la trei ani. Tu te-ai născut în... Nu, de la, de, la, trei de la, de la ani am copilărit, că mergeam în vacanțe. M-am născut în copilărit Independența Independența Galați. Galați. Da. Poate puțin cunosc, am căutat și eu acum, da. puțin cunosc, este o comună fondată la 1879, da, după, după războiul, de ruso-turc. De, de exact, când România, alături de, de, Serbia 7. și, an, și, da. și Muntenegru obține Independența, următorul an. Acolo mai păstrezi Amintiri? Legătura. Păstrezi persoane care... Da, dintre... e bună întrebare. Am o grămadă de neamuri pe care nu le mai cunosc acum, nu le mai știu, că nu am fost foarte rar de când au decedat bunicii mei paterni. Pe bunicul patern l-am apucat în viață. Am urit în timpul războiului pe bunica paternă am apucat-o foarte simpatică și destul de dură. A trăit până la 90, 89 de ani. Am neamuri foarte multe, și în Galați și în Brăila, cred că dacă mi-a spus cineva că suntem în mie. a spus, domnule, cum v-ați înmulțit atâta? Și, și ne-am nu cunosc. Într-o viață să, Bravo, să da. întâlnești pe toți. Uh, atr fiind atras foarte mult de Câmpul Umușel, până la vârsta de 8 ani, am uh, pet am petrecut în uh, Galați, dar fiind vacanțele toate le făceam în Câmpul Umușel și făceam comparația dintre un un sătuc, o comună pe vremea aceea și jumate din ea, un sfert din ea unde am gustat din plin cu ghilmele de rigoare toate întâmplările la vremea aceea. Păceam în comparația între orașul Compulung, fiind pe vremea respectivă un oraș patriarhal, bine, Acum a mai dispărut din aerul acela. Nu știu dacă știți despre orașul Câmpulung, a fost prima capitală a țării românești și prima scriere, știi asta? Știu, știu, știu Și prima scriere în limba română a fost scrisoarea lui Neacșu către judele Brașovului. Are o istorie extraordinară acel A fost în trei rânduri în orașul a, respectiv, în ideea bine. de a descoperi și într-adevăr este cu o încărcătură istorică fantastică. Și foarte frumos, nu? Foarte frumos. S-a mai denaturat de când au dispărut industriile, sau industria noastră de când a dispărut, puțin în iată, orașul a început să moară ușor, ușor. Și au apărut personaje din acestea, mai de underground, așa, care nu mai reprezintă cu cinste orașul. Dar de altfel, orașul Câmpulung pentru mine este orașul sufletului meu, care efectiv îmi, îmi trezește amintiri extraordinare. Ce imagine ai din copilărie? Din ah, acel da, bună oraș. întrebare. În primul rând, împrejurimile, dealurile, munții. Am colindat fiecare colțișor. Pentru că fiind un copil rebel, plecam la 5 dimineața de acasă, bine, bătaia mea luam seara, că ajungeam la 10. Există și nota aveam, aveam 10 ani. plată. da, bravo. Da. Uh, nu mă făceam, jucam poker, fumam, de numai prostii. Mergeam la pescuit la 4 dimineața, chiar dacă nu prindeam nimic. Uh, nu știu, jucam de indienii, făceam liane, arcuri, dormeam în cazemate, nu ajungeam acasă noaptea. Uh, era, o frumusețe extraordinară a copilăriei mele, cu lipsuri îngrozitor de mari ca să spun așa, materiale. Uh, situația mea dar care ca, nu te apăsau? Uh, mă apăsau, dar uh, încercam să le țin deoparte. Mă apăsau sunt conștientul meu. Bine, după ce am conștientizat, am început, am început să mă apese efectiv. Pentru ce am în comparația între colegii mei, pentru că am avut, știu, norocul de a copilări cu oameni, cu copii deosebiți, de, cu familii deosebite, doctori, profesori și așa mai departe, și făceam o comparație de condițiile de trai pe care le aveam noi, familia noastră și a, ale lor. Și aveam cuvore, persoane pe vremea aceea, aveam, vorbesc de anii 70, și nu prea aveam pantofi. Dacă îmi luau o pereche de tenis, și mama sau dacă îmi luau tata sau mama, îi rupeam a doua zi la fotbal. <coughs> și mergeam pe cealaltă mai mult. Și știu că mi-a spus o dată servitoarea medicilor, eu eram servitorul, servitoarei medicilor, familiei respective, mă, trimitea, mă trimitea să iau sifoane. Și îmi dădea 25 de bani sau 50 de bani, știi? Și eu, eu mergeam să jucam poker cu banii, mai câștigam, când vindeam sticle goale, aveam niște... E interesant, sunt un fel de, nu știu, un creangă la, la oraș, la oraș. Dar mi-a spus, Ai, trebuie să mergi, să te spălăm pe picioare și după ce intri în că ești, ai venit de la fotbal plin de praf și murdărești covoarele. Și când după ce m-am pe picioare, covoarele erau groase așa și mi-au înfundat în ele, m-au simțit așa ca un împărat. Erau două lumi. Exista lumea ta, lumea ta cumva crudă. -un fel, da. Și o altă fel, lume da. care Nu dacă era crudă, dar era într-adevăr plină de lipsuri. Deci noi, frații, știi, mai făceam și glume. Dacă nu aveam plapumă sau saltea, dormeam pe la mijlociu și mă veleam cu la mare, știi? Sau cine să scula primul pleca în oraș, că avem o singură pleghe de pantofi. Pe undeva, pe jumătate, e un umor amar, dar pe jumătate, iată. Da, da, este construcția ta. Este parte din M construcția -a prins ta, foarte ta bine. acea perioadă. -a prins foarte și bine. maestru Eugen Doga mărturisea la un moment dat că ajunsese la Chișinău, la școala de muzică, și într-o iarnă, ține minte că am mers la cursuri de sculți. Dar da. dragostea de muzică l-a scos la lumină și l-a scos din, din acea temniță a sărăciei. Da, da, știu ce înseamnă somitate. mă că ne mai puneam să facem gimnastică dimineața la școală, înainte de prima oră. Gimnastica de înviorare. Bravo! Da. Deci ne puneam să facem armata dinainte, cum ar veni. <laughs> și eu în loc de curea aveam un cordon de la de halat de la mama și când ridicam să pedea la urât și mă rădeau copiii de mine. Bine, că îi la bătaie după aia, asta nu era o problemă. Eram foarte, eram, scuzați, expresia drăcos, eram foarte drăcos Eram rebel. am scris și la box că trebuie să mă duc să-mi dau energia cumva afară, cumva, că eram prea dinamic. Dar ținând cont de condițiile acelea pe care știu mama, în primul rând mama, pe care o iubesc acolo în cerul unde este. Și legătura între mine și dânsa a fost și umbilicală și la propriu și la figurat. Încerca să ne ascundă neajunsurile, dar nu putea. Și durerile ei. Da. Copilăria ta are mirosul mamei? Întotdeauna. Știi ce? Hai, să râzi. Nu știu dacă mirosul mamei are, pentru că te gândești de ce-ți gătea mama. Știi? Eu, am, dormit cu maica mai până la 12 ani în pat, cu dânsa. Deci, iubire extraordinară mâncările pe care le ne făcea, de gogoși, de cozonac, de țarmale, când aveam, știți, rămâi cu amintirea aceea extraordinară. Tata, de la tata țin minte doar mirosul de alcool, pentru că el venea mereu, era într-o stare oscilatorie tot timpul, un geniu de altfel, dar a avut patima aceasta și l-am înțeles după aceea, pentru că l-a suferit din cauza faptului că nu a avut cu cine să cânte la nivelul dânsului, fiind un oraș mic. S-a sacrificat într-un fel pentru noi, dar nu știu, era în boiem oricum. El cânta pe unde venea, scotea vioara pe stradă, cânta, era. Și mie mi-era rușine că toată lumea înseamnă, de fapt, că el e un artist mare. Mama era îngrijitoare la, feme... la școala de muzică, unde eram elev eu, și am primit o lecție de viață într-o zi. Le dădeam audiții muzicale la fiecare sfârșit de trimestru. Eu fiind violoncelist de acea oră, în paralel făceam, băteam la tobe, autodidact, dar violoncelul a făcut la școală de muzică și pian auxiliar. Și după ce am cântat, n-au venit să mă felicite pe mine. Copiii și părinții, profesor, doctor, ce erau ei acolo. S-a la plină și când am coborât, mama era în halat și cu mătura în mână. Și îi sărutau mâna. Și mi-am dat seama, mă, n-ai voie să-ți fie rușine niciodată cu părinții tăi. A fost lecția de viață, prima mea lecție de viață. Da. Scuzați-mă că m-am emoționat. Până atunci îți fusese rușine cu statutul mamei? Câteodată aveam chestia asta, că vedem pe maica mea, bia sara că venea să ne și gătească acasă, sp spărgea lemne, că era cărbun pentru 17 clase, că atunci nu erau centrale, centrale... electrice, la de muzică. Era o clădire veche, frumoasă de altfel, dar cu sobi de la cotă și trebuia să Avea atâția fac... copii în grijă, mama. Da, da, și culmea era foarte respectată la școală și eu îmi spuneam, dar mama, încearcă să faci altceva, nu poți să faci altceva? Și am zis, mama, că ce să fac? Pentru că nu avem cu ce să trăim altfel, că nu știu să fac altceva. Am doar patru clase. Da. De o înțelepciune extraordinară. Directorul o iubea foarte mult, directorul școlii de muzică, toți profesorii o iubeau sufletul ei, bunătatea ei și înțelepciunea. Și felul dânsii de a fi. Tata se mai băta, mai venea la școală, o mai certa pe acolo. Mi-era rușine, mai fugeam. Și după aceea, mi-am dat seama, domnule, stai că oamenii ăștia mi-au dat viață. Ce drept am eu să fac asta? Să judec eu? M-am judecat. Dar am putut să-i ajut după aceea. Dumnezeu mi-a ajutat și am putut să-i ajut. Cu ajutorul unui om important, dacă îmi dai voie să spun că vorbeam de frumoasa mea. Eu până la vârsta de 40 de ani nu am fost cunoscut pe plan național decât de lumea și de underground, pe care tu, de, de care tu știi bine, și de dada restaurantelor și barurilor din România sau Bucureștilor. Am fost rocker la început. Vom vorbi a, și de, a vorbit de, despre asta. Despre ce perioadă? A, am o să atunci nu, nu am deschis subiectul dar aș vrea să-i mulțumesc foarte mult unui om special pentru mine și pentru familia mea, domnul Nicu Ghiară, pentru că dânsul mi-a schimbat efectiv viața, în bine dar au fost oameni care ți-au schimbat viața unul dintre oamenii care ți-au schimbat viața, providențial Daru. a fost într-adevăr l-ai amintit acum, domnul Nicu Ghiară. dar au fost și alți oameni care și întâlnirile cu Mare acești oameni, da. oameni da. domnul Marez Vizăr au fost providențial dar Extraordinar, da. Extraordinar, da. Uh, Bun, eu nu vor să-și audă numele, nu pot să le spun. Nu au zis că nu, la nevoie, M-au ajutat efectiv și m-au ajutat că mă iubești, că am caracter și că sunt prietenul lor. Și din uh, categoria întâlnirilor providențiale, întâlniri putem spune, a fost și uh, întâlnirea pe care a avut-o uh, cu Sandaladoș. A fost întâlnirea cu Monica. Da, poate să fie. Providențial, nu aceste... știu, a fost. Da, nu știu. da, poate să fie. Nu datorită lor sunt eu cine sunt Marcel Pavel. Nu, să nu, nu am nicio legătură. Eu pe bunica Angel o cunosc de când avea 15 ani. Mi a V-ați completat, da. completat. așa, nu așa da. completat. În sensul în care a. ești creația unuia a, sau altul. Da. Pentru așa e, discutam, ai dreptate. discutam ai și înainte. Este foarte importantă alăturarea pentru un asocierea pentru, da. asocierea pentru a, da. un artist și mai important este aluatul din care este el din care ești făcut, pentru că dacă Marcel Pavel nu este nici Andreea Bocelii de, de România, există această tendință de, comparație. de a te compara. Uh -huh. Și am găsit-o în documentarea mea, în foarte multe articole. Andreea Bocelii de România. Și am refuzat da, da, să o folosesc da, da. Braul, în perfect. introducerea ta da, pentru că, nu, nu că convine, știi. Marcel Pavel este Marcel Pavel bine al mă onorează, României. Ne monorează comparația, dar așa cum spui tu, e mai potrivit să spun că sunt Marcel Pavel al României. E cum ar suna Puteai Mihai pute fi, pute fi Andreea Bocelli de România dacă nu erai Marcel Pavel. Dacă erai dacă la, era un nivel, imitație, la, la, la un nivel da, 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 inferior. Da, da, da. Corect, corect. Uite, că nu s-a gândit nimeni la treaba asta, vezi? Tatăl, tatăl violonist era da. critic atunci când te asculta? Să spun cât de critic era? La ora două noapte sau trei venea de la nuțile lui, de unde venea el, de la evenimentele la care participa, să ne aducă un bănuț acasă. Dar nu venea singur niciodată cu un venea cu 3-4, cu cei din formație. Și îi certea pe aia că nu știau să cânte. Am ceva de la el și eu în ceea ce privește partea asta, că nu prea suport greșelile de meu. Da. Și ne trezea. Noi a doua zi trebuia să mergem la școală. Mama asta, dacă de aia la 4, trebuia să fie... Să trezea, ca să meargă la 5, să ajungă la școala de muzică, la servici. Și depunea uh, punea să cântăm, să, să, se laude cu, iată, cu talentele copilor săi. Și pe somn așa mai greșeam. Eu luam violoncelul sau tobele, am urât cu ce mie acolo cu tigăi, cu oale. Și frații mei cu clarinetele și mai greșeam la urelele. alea. Și întorcea arcușul și dădea cu capra aia, așa se numește. Suportul de aici de la mâna dreaptă arcușul. În cap, numai cu cuia aveam. Deci cam așa era atenționarea lui. Toate notele luate greșit Bravo. Erau pe Se vedeau. Ta. Și nu mai am așa ce fraților mei. Dar genial de altfel, când ploua, picăturile de apă care se producea pe burlan, zgomotele, sunetele respective se reproducea și le spunea fiecare notă în parte. Și ne întreba ce notă e asta. Mai greșeam iar, ne dădea câte una. Iar prima mea, să spunem, acțiune artistică, hai să zicem așa, participarea mea la o nuntă, unde m-a luat, dura trei dura zile o nuntă pe bremuri. Nu știu dacă ai apucat o treaba. Asta. Ce vârstă aveai? 12 ani. și au fost primii bani câștigați. Pe cât. Îți mai amintești câți bani? Bineînțeles, cum să nu. O, 80 de lei mi-a dat tata atunci. Erau, erau niște bani, dar banii i-am dat în anul acela am să tata mare, bunicul meu, pe care l-am iubit mai mult decât l-am iubit pe tata. Ion Taraș, un om deosebit. Nu l-am auzit în jurând vreodată. Nu. În schimb, tata era... nu avea treabă. Dar bunicul meu nu, niciodată am atât de înțelept și de bun și de non-prezentabil. Eu cred că de la dânsul moștenesc volumul vocal și. Un virtuos da, în ale muzicii. Da, bunicul. Vocal. vocal. Da. Tata era un violonist extraordinar, o să iertă. Tata mare, cu violon n a mai cântat bine pentru că a, fost, a participat la cel de la război mondial ca soldat. soldat și și-a pierdut un deget. A fost rănit. Deci, în povestea toate întâmplările lui, doar pe pieptul lui tot timpul. Ce melodie îți cânta? Uh, îmi cânta melodia Hai Ducește. fiind Rapsod. El avea vreo 3000 de cântece scrise și s-au pierdut caietele acelea care erau foarte prețioase. Pare foarte rău. Uh, uh, balade, doine, îi plăceau foarte mult, uh, dar dar povestea mai mult decât să-mi cânte întâmplările sale din război. Îmi spunea Marcu mie. Știi cine Așa era iar în da. familie, Marco? Nu, numai dânsul îmi spunea Marcu. Știi cine, pe cine l-a întâlnit din, din ta? Pe domnul, dar îmi pare rău că scrisorile lui Stanca, dar mai de minte? Da. Eu am, nu o să-l ierte pe domnul George Stanca. Ți-a fost profesor? Nu, mi-a fost un uh, prieten extraordinar. Ai, ai extraordinar, da. O enciclopedie. Un, un, un gazetar extraordinar. Extraordinar. O mare experiență. Și sufletist. Și, și un sufletist. Da, da, da. Suferind de altfel. Uh, și am, Până atunci am, deci, mă știam cu domnul Stanca, dar fiind prieten așa, dar niciodată el n-a știut că eu sunt nepotul lui lui Ion, Ion Taras. De ce? Când a plecat uh, să-și facă stagiul militar, George, a mers la câmpul lung a făcut o haltă. și a mers la piața Claiului, restaurantul, că era pe vremea aceea. Și avea 5 lei la el, dacă, de câte un leu. Nu știu dacă ai apucat leul ăla de hârtie, l-ai apucat? Sigur, sigur, -ai apucat sigur, și sigur. Oh, da. Și înseamnă că aici o vârstă, de că ești foarte Exist, ai 46 de ani, de unde să Există în spatele meu niște ani. Ah, da, uite, bravo, felicită, dar arăți extraordinar. Și am crezut că ești numit și tot de asta, și iată că aude un, un om cu o voce extraordinară, ce scria în scrisoarele sale, cântând balade, balade haiducești pe care nu le-a auzit niciodată în viața lui și cântate fără microfon. Și răsunat tot centrul acela al câmpului. Și află, până la urmă, îi povestea tatăl mare al meu că el are un nepot pe care îl, cheamă Marco și îl iubește foarte mult. Eu aveam un an atunci nu știu Sau mai, mai, mult, mai mult cred că -a. Și uh, ultimii bani de lui din buzunar mi mai, mai doi lei, că își doase și el o bere și niște mici, George Stan. Și a dat doi lei tatălui mai mare pentru că a cântat. Și tatăl mare n-a vrut să-i primească. Și a insistat el și era ultimii bani ai lui. Și o spunea cu la criminoi. Și după aceea a aflat că eu sunt acel copil, acel nepot. Și a scris atât de frumos și Am plâns amândoi, ne-am sunat, ne am sunat și am spus că îi mulțumesc, te iubesc frate pentru ceea ce ai scris, eu sunt nepotul acela. Un generos și a început, e, da, da. și, și, și înscris un generos. Și am avut mulți elevi, am înțeles, studenți pe care i-a crescut. Mi-am inteles de o întâlnire cu... Ce a avut, VIP-ul? El, el, el a invitat VIP-ul, nu? A fost acolo, știu a, că nu. A, a avut o rubrică, îmi amintesc la Balcic. De, de de vânătoare zici tu de... de o întâlnire cu George Stanca, de fapt o întâlnire, am o de acolo cu el uh, epocală, în care am stat pe malul mării uh, și am am istoritit El un generos în cuvinte, un da, generos uh, da, exact. un generos în, în uh, a aduce în fața, aduce în lumină și valorile, tablouri, și, tablouri și tablou uitate. Umane. Da. da, exact, da. Da, să, că am să de la una alta. Da, într-adevăr, vedeți momentele acestea în viața unui om, referitor la lansarea piesei frumoase a mea, că de acolo am pornit, iată mă că mai divaghez, că am atât de multe de spus, încât să trebuie vreo 3-4 Viața ulei, ta, priveam, am înșirat câteva puncte, de câteva repere, întrebări. -te pe, să pe patru, numai. Nu, pe patru file. De ce? Curge ah, foarte de mult, bine de așa dialogul. Așa de pe patru file. Dar am sentimentul că n-am acoperit niciunul la sută din viața asta ta. Asta vreau să zic. Da. Da. Cred că mai târziu poate am să scriu o carte sau cineva să scrie care scrie mai bine decât mine. De ce nu? Că viața mea este un film, să știți. Nu numai a mea, toți avem viața. Știți cum? Viața bate film. Dar frumoasa mea cum s-a născut? Da, exact asta voiam să spun. Eu, prieten, prieten extraordinar de bun cu Ovidiu Comunica, frații eram, întâlneam aproape zilnic mâncam împreună, familia noastră se întâlneam suțile, găteam, veneam eu la ei, ei la mine, ei la mine. Uh, și îmi spune Marcel cred că o să scriu o piesă. Să mă scrie, dar nu, nu prea cânt eu române, eu cântam numai piese internaționale uh, pe vremea aceea. Așa am cunoscut. Marcel Pavel, unul dintre interpreții care cântă, într-adevăr, în baruri și în restaurante, la Voce nivel rafinată, Voce rafinată, dar cu un repertoriu internațional. Da, da, nu plăcea să când românește, aveam o problemă eu. A zis, da, românește, o Aveam o preconcepție, atunci, sincer. Sunt sincer. Și n-aș spune, domnul Iar, spune. Era la melodii, pe vremea aceea, vestitul barul de Bar unde ai Și domnul Nicu Iar spune, cât ai de gând să mai duci tu așa? Că văd, vin vedetele astea și cânt aici cu o de vedete, tu răspunzi de ei, că te-am pus pe tine să răspunzi de toți, și tu când la un nivel extraordinar. Nu Ridici crezi că celorlalți, dar uh, nu te îngrijești de, de propria bravo, statuie. Bravo, exact. Nu vrei să când o piesă românească totuși. Nu aș vrea, știi, domnule, nu mai spune așa. Caută și tu pe cineva să... L-am dus pe comunic de câteva ore acolo, nu prea la grea așa pe, pe video. atunci. Nu la grea, efectiv. Și a spus să un program. Dom'le, lasă că acum nu e nu știu ce, dar uite că mi-a scris o piesă. A, da? Hai să vedem, trimite și mie. Am registrat uh, piesa cu video. mi-a cântat-o la telefon el, era cu Elena Cârstea împreună și Elena Cârstea chiar a scris un text, uh, un vers. Uh, frumoasă frumoasa mea în noaptea asta să ne iubim ca doi nebuni, aparține ei acest două. Aparține, apar ei acest două versuri. Da, Ovidiu mi-a zis și altă zis voce, pe altă o voce, voce extraordinară, dar puternică Elena. Prea ca să zic așa. Oh. Da, o cunosc în 84 pe Elena. Mare talent, într-adevăr. Puțin zbuciumat, așa, dar e ok. E ok, eu o iubesc oricum. Și în momentul când am, i-am dat caseta, a uitat de ea, domnul Nicu Ghera, și a pus-o pe două mașini. Și a plecat la mare, pentru trei să și mă sună când era pe drum. Băi, fiul meu, ce ai făcut, mă, cu casa ta am dat-o dumitale. Cum? Cred că ai lăsat-o mașină undeva, că eu știu că ai pus un în că când am lăsat de vorbă o mașină. Și deci că ai dreptate. Azi, așa, hai că ascult te sun imediat dacă e ceva. După 5 minute mă, mă sună, eram pe fix acasă, că n-aveam mobil. Mă sună și îmi spune, el avea, că își permitea. Băi, fiul meu, bă toată lumea cu mine, mașina aici, plânge lumea pe aici, te îmbraci, îți faci bagajul și vii la mare imediat. Deci a ascultat-o de 50 de ori. București, Constanța. Putem afirma că frumoasa mea, ca și piesă de Nașul imens succes, da. a fost validată pentru întâia oară bine de 2000, țărânsă, cu Bine Bineînțeles că da. Nașul la propriu și la figurat. Și ulterior, discul de platină confirmă valoarea acestei melodii și nu numai discul de platină, dar confirmă valoarea acestei melodii, pentru că eu nu cunosc nuntă la care să fi participat și să, să nu se fi cântat această piesă. piesă. O video, vezi ce înseamnă, o video că îi mulțumesc din suflet pentru faptul că mi-a încreditat această piesă. Dacă ar fi cântat-o el, nu avea acest succes, pentru că nu, nu avea cine să susțină atunci pe Ovidiu. Ovidiu s-a lansat datorită acestei piese și eu la fel. Deci, noi ne-am lansat ca artiști la nivel național serios, adică datorită acestei piese. Da, eu cred de multe ori și în suprapunerea voce piesă, pentru că sunt mulți care vorbesc cu regret despre o piesă pe care au refuzat -o și care au exact, exact, refuzat-o și exact. care a fost încredințată unui alt artist. S-a da. bucurat de un succes enorm și vorbesc cu regret. Puteam, putea să fie piesa Niciodată mea. Nu o să spun asta. Dar nu, nu. cred, așa în, am fost cred în destinul unei melodii așa cum există destinul unui artist. Corect. Păi dar sunt unul de la care vin de, din -un univers. Nu sunt la întâmplare. Muzica nu e de la întâmplare, să știți. Ea a venit din -un univers. Sunetele vin de acolo. Dumnezeu ne-a dat acest lucru, harul ăsta. Că nu poate oricine să facă acest lucru. Ai anticipat uh, succesul acestei piese? Uh, nu. Sincer nu. Dar am simțit, n-am știut că va fi atât de mare explozia de admirație. N-am -am, -am, -am conceput. Mă am, -am mulțumeam, era o, a avut o mulțumire de la aceasta care mi-a adus cumva, hai să spunem, neplăceri, ca să zic așa. A zis, da, la, cântam la cinci restaurante, cântam câte două piese, câștigam binișorii, mi-era bine. Mergeam pe stradă și nu prea mă cunoștea lumea. Și am zis, nu, dar poate mă băga și cineva în seama. Îmi doream să dea. Acum, când devii cineva, doream să nu prea te vadă. Să nu te vadă. Să fii uh, cât mai da, discret. Că nu. Eu sunt mulțumit și mulțumesc lui Dumnezeu și Domnului Nicu, iar și lui Ovidiu, Mornic și celor care m-au sprijinit pentru cariera mea și în cariera mea, că am devenit cunoscut și lumea, până și copiii din generația aceasta, mă știu. Este un dar de la Dumnezeu încă un dar de la Dumnezeu și darul celor care m-au sprijinit. Că au fost oameni atât de deosebiți și generoși și a spus, domnule, omul acesta merită să fie cunoscut și să se audă glasul pretutindeni. Uh, sunt uh, cumva, uh, poate că nemulțumit puțin, ca aș fi făcut mult mai multe, dar așa cum ai spus tu, momentele acelea nu le mai poți aduce înapoi. Poate că trebuia să fac mai de mult acest lucru. La mine a fost tot mai târziu. Dar bine. Dar la timp. Da, și bine. Ai, de bine. Ai escaladat everest atunci când a fost timpul tău. Da, exact. Da. Tu, din copilărie, ai parcurs mai multe trepte. Ai, Te-ai îndrăgostit prima dată de percuție de tobe, da, trei după ani. care da, trei. după care de uh, pian, după care de chitară. Au fost mai multe. Dar pe care este, poate, instrumentul? Sufletului meu, pe care ai pune, rămân. Pe care ai pune tu capul seara ca să te liniștești. Ca să mă liniștești, să pui pe tobe da, capul da. să că contra, te liniștești, din contră, te ca, ca și figură Dar, de, de, stil. Ca figură de stil, tobele pentru mine rămân dragostea mea, violoncelul, sunetul violoncelului de asemenea, sunetul lui este, știi că violoncelul este cel mai apropiat de vocea umană, sunetul lui. Și ca instrumente de coardă, iar instrumentul de suflat, saxofonul. Poți intra în dialog cu violoncelul. Exact. Uh, să citești, să vezi, să să vezi ce mai apropiat de vocea umană, ca expresia sunetului. Iar uh, la parte de suflat, saxofonul este. Am când asculti un saxofon în surdină undeva, îl simți altfel. Da. Descoperim, iată, valențele violoncelului, saxofonului. Am descoperit mai devreme că uh, nu e doar o metaforă simfonia ploii, că toate acele picături, picături au, au, notele da. lor și sunetele lor. Exact da? cum făcea tata, că le auzea de că la noi se transformau și în lovituri <laughs> la un moment dat. Da, Am asta. încercat, ai și colaborat la un mm. moment dat cu, cred să, să, să nu mă corectez, că e, e o eroare, o informație eronată, Te cu rog. Irina Baianț. Uh, uh, ea a colaborat cu mine, am invitat la concertul meu în 2013. Ați colaborat și a da. fost invitat aici ce bună, da, și la da. un moment dat ne jucam, îi propusesem un și, exercițiu, și spus exact mine, ce și spunea, și îmi spunea pe da, la. Da, 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 da. Băiatul meu Richard are auz absolut. Al meu este relativ spre perfect, dar Richard, băiatul meu cel mare, are auz absolut. Adică orice, mă niște de la tata cumva, orice zgomot produs în natură sau de instrument, el le produce și îi spune nota. La, mediul, la modul științific, nu așa? Da. Care dintre băieții tăi ai cântat cu ei pe scenă? Da. Care dintre ei crezi că se regăsește mai bine în portretul tău ca și voce? Și care căruia dintre ei ai recomanda să îmbrace, să... să Urmeze o altă cale, să, îmbr să, să o... îmbrățeșeze altă. E, exact, nu, me nu, nu carieră, nu mă refer. Să îmbrățeșeze uh, o altă abordare muzicală. Ah, dar Aici știi cum e, uite, de exemplu, Sasha, un IQ, are 140, foarte inteligent, dar i-a spus, Sasha, dacă nu înveți, nu o să dezvolți ce ți-a dat Dumnezeu. IQ-ul care pare să nască puțin. Și e un rebel, e mai rebel decât mine, știi? Sau rebel decât ai fost sau eu. Ai fost de și tu rebel ex, ai? Extrem ex, de rebel. Ai recunoscut? Nu, da, o spun în continuare. Nu. Acum m-am cumințit, dar am fost un copil tare de tot. Te-ai cumințit sau ai fost cumințit de către uh, de către doamna ta? Uh, bine. Dacă vrei. Dar fiind că mă refer la copilărie aici, nu ne legăm de partea familială acum. Dar pot să spun că Sasha este un, a fost un copil problemă, ca și mine de altfel. Este într-adevăr destul de dificil să porți un brat, să trăiești în umbra tatălui tău dacă are notorietate artistică și în orice domeniu. Culmea că niciunul nu moștenește talentul vocal. Cine moștenește, cea mică. Ea va crește, Ivanalia va crește ușor, ușor și acum are o genă așa puțin, vrea să cânte, să apară, dar cu siguranță cred că va cânta bine. Richard nici nu are talent vocal, de a cânta vocal, în schimb, auz absolut, pianist foarte bun. Sasha, apropo de stilul de muzică, el face, cum spun ăștia, dj -ală. Apropo, el îmi pune muzică din aceasta, de clubbing, de... Asta face. Dar nu i-am propus eu de chestia asta, el așa, așa simte și a zis mă sper că se închină de vreo 2-3 ani, stă în studio acolo, că în studio nu știu unde se duce. Dar familia Pavel are o anvergură artistică extraordinară. Da. Michi Pavel. Michi Pavel, saxofonist. Saxofonist, claviaturi, solo voce. Da, foarte uh, bun. Ex, 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 Gigi Pavel, saxofonist extraordinar. De, mare, de talent internațional. Uh, Sora ta, da. solistă Gina vocală, Gina și Pavel, pianistă, pianistă fantastică. Profesor de canto, ia. Nu, nu v-ați gândit niciodată să creați așa o, o, un band, da? I am, i -am, un -am band Paveli? E foarte greu, e frumos. Tata spunea așa, vreau să fac, el, era eram mold, vreau să fac orhii, să numească, uite, uh, orhia, orh orchestra, adică, orhia, familie, Pavel, tu dai să, să pun pe firmament, cum spune el, să fii luminos, așa, avea niște vise. El avea dreptate pe undeva, dar numai atunci a, eram încântat de ce spunea. Și chiar ne doream. Dar viața ne-a a făcut în așa fel încât să ne despartă, fiind și condițiile destul de precare materiale. Frații mei au plecat la liceu militar de muzică din București. La 14 ani deja au luat, au îmbrățișat haina, au îmbrăcat haina militară de la 14 ani. Destul de greu. de Cu, rigoare, cu anumite rigoare. Au exact. învățat foarte multă meserie. De aceea, bineînțeles că au trecut în partea civilă, dar mai târziu, după vârsta de 22-23 ani, de ani. Eu am plecat la de muzică din Pitești, deci am plecat toți fiecare în colțurile țării pe unde am nimerit. Apoi fratele meu a plecat în Germania, Mickey Pavel fiind un copil un mai sensibil el așa, a avut niște eșecuri în căsnicie, a fost greu, a intrat într-o mică depresie și eu îl consider mai talentat decât noi toți pe Michi Pavel. Gina la fel, de Gigi, nu, știu ce să zic, dar n-am putut, i-am adus pe scenă de vreo, de vreo, 10 ori, eu am avut puterea aceasta și îi mulțumesc lui domnului că mi-a dat această posibilitate să cântăm împreună. Ce ai și visul tatălui. Da, exact. Cu copiii mei, cu frații și sora mea, cu nepotul meu, alături de, iată, acompaniați de o orchestră simfonică de 150 de instrumente, ce poate să fie mai frumos. Cu un cert Nu știu cât de mult se mai respectă treaba asta, pentru că e foarte greu de realizat un, un concert din nivelul acesta. Eu acolo mă văd. Acolo mă văd eu că este locul meu. Dar e greu. Cultura, dacă vreți să abordăm puțin și avem timp, cultura a început să fie ascunsă. Simți treaba asta? Neglijată. Dar nu numai mai cultura, nu nu dar bineînțeles toate domeniile și economie și industrială și tot ce, înseamnă, ce ține de dezvoltarea țării noastre. Educația. Țări Educația. Acolo e problema mare. Încerc să o țin pe fetița mea de parte de... Uh, mă să nu sune foarte urât de gunoi această social în care ne aflăm acum. Vreau să mi iertați că am spus asta. Și încerc să o țin de parte de manerizarea aceasta la nivel național. Nu neapărat la curentul muzical mă refer, nu numai. Mă refer abundența, uh, iar să spun o expresie neacademică, a cocalarilor. Și în Așa politică. Este. Și Dar în cultură, nu, că nu am ce căuta. Noi, în acest dialog, ne-am referit la un moment dat, mai mult sau mai puțin, în mod frontal, la anumite entități educaționale vorbeam despre liceul de muzică și arte plastice din Pitești. Vorbeam despre școala de muzică militară și vorbeam parcă care aveau o, o semnătate extraordinară. Și care uh, nășteau voci, nășteau instrumentiști fantastici, da. nășteau și, uh, și îi educau, exact, îi educau exact. și îi ridicau pe o scenă. Și și la scenă exact, parcă exact, e mult mai facil. Bravo, am Dar fără fără Știam instructajul, că știu, fără instructaj, foarte bine. bine. Dar tu trăiești într-o familie plină de artiști, așa că, iată, soacra ta, soția ta, el i -a îmbrățișat și partea aceasta artistică și le salut această cale. Și pe sub tău, socru, nu o să-l odihnească. Știi ce înseamnă suferința unui artist și cât de greu este să izbutești prin munca ta corectă să-ți etalezi, dacă îmi dai voie, produsul tău artistic acum într adevăr apar foarte mulți eh, artiști sau vedete cum meteoric așa, dispar, apar alții și muzica aceasta de consum rapid uh, are un succes enorm astăzi, mâine nu mai are. De consum rapid și ne-evaluat corect de multe ori, pentru de că noi acum îl, îl așezăm pe o scenă așa virtuală pe rețele sociale toată, pe toată. Marcel Pavel așezăm o altă voce total disarmonică, da? da, se compară da, cu tine că e în da, trending, da, da. are 7 milioane și de vizualizări și tu ai șapte de mii. Nici măcar, și atunci am. cumva aprecierea și respectul se măsoare ascultătorului vizualiză, în vizualizări, nu? ceea ce eu am, este eu am, bravo, eu am, total nefiresc. Eu mereu am spus acest lucru, că -am eu mereu apăs pe acest subiect, tot timpul abordez. Mi se pare atât de nedrept și eu de urât. Eu sunt pe de altă parte conștient de faptul că dacă ți-ai propune să fii acolo în vârful acestui top cu vizualizări 10 da. milioane și uh, repede ai Știu scrie algoritmul tu îl cunoști că nu-l cunosc, știi? Cred că în primul rând cred că trebuie cum să fie uh, cum 10 milioane, nu cât, nu, nu cât mai facil. Cred că trebuie să fie mesajul foarte foarte uh, foarte tembel. Tembel, nu așa? Tembel. Când mai scris pe o... Nu simplu, cât mai aiurea, așa, nu? Cât mai aiurea și de neînțeles. Să să gândești, să ce, ce să mai gândești, mă? Deci, Pentru că, uite apropo și de educație, nu? frumoasa mea, frumoasa mea, uh, aseară, parcurgeam versurile în ideea în care se să documentez este o poezie super, până la urmă. Super. Nu este o melodie scrisă pe Dată un colț de masă, pe exact. un colț de hârtie. Ne-am întâlnit Marcel și hai este să este începem Este scrisă cu sufletul. Să... În e scrisă moment. cu sufletul. Și cu mintea. Și de acolo valoarea și din melodie, din vocea ta care împrentează corect este un melodia, cumul, este nu? un cumul. Nu se putea naște. Pentru că, iată, se nasc melodii de 10 milioane, de un milion, de două milioane, dar nu ne mai amintim de ele. Asta spuneam. De partea aceasta meteorică Uh, efemeridele din muzică. Aia exact. Dar iată că se pare că s-a vrut intenționat acest lucru, dragă, prieten. Uh, să nu mai avem timp să gândim și să uh, simțim profund anumite lucruri. Apropo de educație și dar de Dar noi avem cultură. nevoie de a simți profund. Avem, dar uite pentru că, că Nu ne mai dau voie. În, în jurul meu, și aici nu mă refer la anturajul, la cercul, la cercul apropiat de mine. În jurul meu, în societate, găsesc că strigă nevoia de sensibilitate, de emoție da, strigă și greu de găsit. De peste tot. Chiar emisiuni, podcasturi despre rugăciune, cu o încărcătură spirituală, cu despre meditație, da, despre regăsirea. Mă da, bucur că dacă e așa, dacă au, așa mă bucur, au, da. Au, au capacitatea de a, de a polariza atenția. mă aș bucura dacă ți au acces să vină să se întâlnească totuși cu tine. Mă refer la oameni necunoscuți să poartă o discuție de genul acesta cu tine, vezi? Depinde și de vi ce vizionare are emisiunea ta și să învețe niște lucruri, dacă au ce învăța. Nu aici o comunitate de care sunt, sunt de mare, mândru, Bravo. este o comunitate și este comunitatea care aici creată, care este foarte, foarte închegată și sensibilă la discuții valoroase, Iată, prețioase. Se poate pentru că de foarte multe ori, din comentarii, din reacțiile pe care le primesc, pe mesaje în public sau pe mesaje pe Facebook, pe Instagram, mesaje private, consider și am sunt puncte de reper și note pentru mine, evaluări corecte, consider că, da, uite, discuția cu... Cu siguranță se va întâmpla acest lucru în urma discuției pe care o avem noi doi acum. Voi primi tot să de semnale, ecouri de semnale da. și uh, în, sunt atent la ele în permanență și încerc să canalizez și viitoarele discuții. Tu practic, Marcel Pavel nu se ridică de la această masă și pleacă. Marcel Pavel va rămâne la această masă, cum au rămas și ceilalți invitați și vor fi parte din discuțiile ulterioare. Foarte frumos, foarte frumos. De altfel am și amintit. Pe... Așa cum domnul Jolot, de, Jolot Cherește, a spus, o domnului, domnul de... profesor și așa mai departe. Da, dragul meu. Uh, știi, ca să fac așa o mică paranteză, atunci un moderator, când invită un interlocutor, vorbește mai mult decât el. Sper să nu se întâmple acest lucru. Nu, ai ce ai, nu, da, tu ai ce să spune. Ai, ești, emisiunea deși, ești ai, este despre tine da, acum. Da, mulțumesc. Și este portretul tău. Da. Uh, eu am rămas puțin dezamăgit și sunt dezamăgit de influența aceasta negativă care au rețele de socializare. Ca artist, poate că n-ar trebui să spun acest lucru, pentru că acolo devine, știu eu, public ceea ce vreau să expun eu în mod muzical. Dar mai nou, acum fiecare își dă cu părere acolo, te înjură cine vrea, te jignește cine vrea, fără să aibă nicio responsabilitate. Nu știu, în loc să ne unească acest lucru, din contră ne-a Ne, dezbinat. ne dezbinat. Pentru că acolo sunt milioane de păreri, și nici comunitatea ta, de exemplu, la forța aceasta de a, și posibilitatea aceasta de a cădea la, știu, la niște concluzii logice și de bun simț. Dar dacă te uiți pe Facebook și cred că te uiți pe toate, să numesc toate, se de socializare, Rețel. sunt toți neaveniți, au devenit, cum să numesc, factori de opinie? Sau nu, influencer. Influencer să numesc. Da, da? eu în continuare consider cu, cu... Într-o paranteză, acum încerc totuși să îmi să temperez cumva afirmațiile. Consider în continuare că aceste rețele de socializare au un mare avantaj, da. o doamnă a o parte o parte. O, o parte. O doamnă a muzicii, au avantajul lor, o doamnă muzicii uh, ușoare din România, doamna Mirabela Daur care a fost aici prezentă uh, și făcea așa un exercițiu de imaginație și spunea ce s-ar fi întâmplat dacă în anii 80 melodiile pe care le cântam le puneam pe Facebook. Aveau corect. evident o anvergură este mult corect, mai mare. Este Dar pe de altă parte, să o, să o așezi pe Mirabela Daur, să l așez, lângă. pe Marcel da. Pavel da. lângă un... un lângă o voce care uh, lângă un nepregătit, hai să zicem care așa. latră, să zicem un nepregătit. Uh, este incorrect. Da. Ce exact. mă deranjează cel mai mult și consider că aici este marele minus al acestor rețele sociale este că uh, zgomotul, facă, zgomotul, dar, zgomotul Am trecut. Este, mai mult este decât, decât, pregnant, decât, decât, decât decât sunetul decât conținutul. Da. Exact. exact. Și că nu există argumente. Aici dacă am spus că Marcel Pavel este slab, Marcel Pavel da, da, este slab. Să de ce? Nu vă supărați, dar cunoașteți câte note muzicale există? Nu cunosc, dar uh, Marcel da, Pavel, da, da, Pavel este da, 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 slab. Da, da. 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 Uite că îmi uh, place discuția foarte mult uh, pe care o port cu tine. In, repet, că în special că ești aproape de sufletul nostru, de sufletul artistului și ne înțelegi ca un de presă, uh, Că sunt oameni de presă care gândesc mai mult și pun întrebări mai mult tehnice așa, știi, și puțin... Uh, standard, dar nu sunt dezvoltate atât de frumos așa cum o faci tu și îți mulțumesc pentru asta. despre educație, vorbim de, despre acele școli pe care le-ai urmat și te felicit pentru că iată și fica ta urmează pianul la o școală de muzică, dar educație în ce te privește ai, a fost, a însemnat educație și stagiatura, să o numesc așa, în cadrul formației RIF. Do Ți-ai documentat și frumos. A, a fost uh, prima mea ieșire extraordinară la nivel serios, la nivel național. Acolo ai simțit că ești uh, da, artist? artist? artist da, 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 da. Eu mă consideram mereu artist, să spun sincer, <laughs> dar așa în sufletul meu și în mintea mea, că mi-am dorit și ea de că am ajuns să devin un artist, zic eu. Nu știu cât de important, dar. Relevant i -i pentru mine. Lui o parte. Mulțumesc. Uh, datorită, lui fra, fra, datorită fratelui meu Pavel, care era atunci pe. Un, niște trepte extraordinare de putere muzical pro de profesionist serios. De asta spunea că pe Michi Pavel consideră mai talentat decât mine. Atunci el a avut posibilitatea și ocazia de a cânta cu mari muzicieni din Sibiu. La Sibiu era un nucleu extraordinar de muzicieni. Era și festivalul de jazz, dacă nu știu dacă mă se mai ține acum festivalul de jazz. Un oraș al culturii foarte dezvoltat atunci și rock. De ce nu? Și eu atunci studiam tobele, eram un nebunit, aveam un păr mare până aici. Erai rocker. Rocker, da, nebunit, eram un nebunit, rock. Mai păstrez fotografii cu tine, cu cuplete? Cred că am, dar cred că o să trimiți trimit și poate postez. tu. Sigur. O să Realizăm trimit. un, am, un a, da, montaj. A, am și, a, primul turneu a fost acesta cu semnal M și Rif. Eu, făcând parte din trupa Rif, riff unde era și fratele meu vocalist și uh, pianist și saxofonist. Uh, uh, cu gri care este șeful trupei, el este emblema trupei. Și atunci era Nelo Hammer, un chitarist extraordinar și vocalist foarte bun. Cântam Queen, Purple, Led Zeppelin, atât de Menționai tu Led Zeppelin, Doamna, Purple, da, Queen deci, înainte. muzica adolescenței mele. Deci sunt fascinat și acum când îi aud, sunt nebunit. Și aveam toate vinirurile cu ei. Deci era, mă împrumutam dacă nu aveam, le dădeam înapoi, le mai păstram cu toată, le mai dădeam. Mă îndrăgosteam de ele. Bine, plăteam. Dar muzica valorasă Aminul 70 70-80 pentru 70, că țin 70 era la atunci a... și, și, și 80 parpă, era, e, exact Judas uh, Priest, țin minte că Press, în, în anii bravo. 80 Joe Satine, Black Sabbath în anii, exact, Black Sabbath uh, Jimi Hendrix în anii 80 fratele meu Jimmy asculta Mai încoace, a fost mai, mai încoace dar, nu mai încoace mai în, uh, uh, nu, mai, nu, dar, dar a, ce se asculta, a ce se asculta? A, da, bravo. pentru că în anii 80 fratele Ai ascultat? Meu, avea, ascultam bravo, da. uh, fratele meu era cu 6 ani mai mare și avea deja cultura formată era un rocker am în siajul lui dar și nostru era. numai asta ascultam în casă. Ce frumos. Motiv pentru care era cumva, când vorbeam despre Scorpions, evident înțelegeam melodia. Da, dar fratele meu îmi spunea, ei sunt mai dulcegi. Da? Noi ascultăm, noi nu noi noi ascultăm. ascultăm. Kid, Heart. E, Heart. exact. schid rău, Judas Priest, Black Sabbath, Era. Black Sabbath erau deja puțin. Pink Floyd, Pink Floyd Genesis. Aveam, aveam acces la uh, casetele video cu, uh, cu, cu documentare Stau, și, da. sau, sau exact. și concerte. A fost privilegiat. Da, da. Dacă ai avut acest... eu nu am, am avut televizor televizor de la Bela 14 ani. Da, da. da uite ce puncte comune aveam, Nu știam. Uite, tu ascunzi niște lucruri extraordinare. Vorbesc serios. Nu vedeam pe Artene care un critic și cu condeiul destul de, hai de, să spun, acid pe vremuri, să aibă asemenea noi le noi lăsăm parte din moștenirea noastră și către copiii noștri. Nu întâmplător fetița ta, nu întâmplător cei doi băieți ai tăi te urmează, pentru că am descoperit că fica mea cea mare, care are 14 ani, eu nu știam foarte mult despre aplecările ei muzicale uh -huh. și am descoperit că a venit acasă și mi-a spus uite tata ce am cumpărat din oraș. Am ce găsit, ce -am găsit -am. un tricou cu Pink Floyd oh, ce și am găsit. Are de la tine? tine da, da, suflet, da, da, da. Și am găsit un uh, disc de vinil cu Led Zeppelin Mi-a zis wow. l-am găsit la un anticariat. Și am spus, tu, ascultă zice, cum tata? Cum să nu ascult? Ascult pe YouTube. <laughs> da, 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 da. Pentru că, într-adevăr, o antrenam în a asculta și de multe ori suntem modele pentru copiii noștri și uh, preiau informațiile de, la, de mult. la noi. Mă Mă tare mult. Bineînțeles că noi încercăm să le insuflăm, dar uh, mai încercăm să și ținem departe, pentru că va fi foarte greu. Este foarte greu să ții departe de ce se întâmplă astăzi și aici mă refer la lucrurile negative. Și noi l-am făcut la rândul nostru când eram tineri și nu prea înțelegeam pe părinții noștri când ne spuneau anumite lucruri și efectiv... Bine, dacă m-aș fi luat, știu eu, după sfatul tatălui meu, el dorea să merg că el anunță. Tatăl a zis, nu, tata, te duci la școală, dar mergi și la anunț cu mine. Bă, nu pot mai, tată, mai mereu, nu merge. Dacă l-ascultam, nu știu dacă vă ceam bine. Mama, în schimb, mă spunea așa, înțeleaptă. Mamă, am duci și să faci studiile. Nu dat tata să faci studii, dar ce să vină înapoi la Câmpul Și nu mai vii aici. Ca aici te îngropi în orașul ăsta. E un oraș frumos, într-adevăr, un oraș cu de tale, dar tu trebuie să. Să-ți întinzi aripile, să zbori. Să zbori, să-ți arăți talentul tău. Te mă, mică, dragă, tu ai mir și toți copiii mei au mir, spunea mama. Foarte frumos. Da, da, da. Numai că Astăzi, nu știu cât de mult se mai respect uh, actul acesta și al culturii uh, și al educației. Deci, eu sunt, sunt, mari probleme. Nu știu dacă trebuie să deschid eu acest subiect. Sunt ori mai deștepți decât mine care uh, trebuie să dezvolte acest subiect. Iar tu cred că l-ai dezvoltat de mai multe ori. E o durere și suntem într-un mare pericol. Eu în greu societății. societăți. Într într-un mare pericol, pentru că nu mai omul de mâine nu mai ai pregătit. Element din, element din educația ta era și această apropiere de Dumnezeu uh, Care ți-a fost de să acest Ți-a fost insuflată de, de mama De părinții mei Spunându-ți ai ai mir Și Dumnezeu dându-ți sentimentul că tu ești uh, uh, Protejat de Dumnezeu Și plecând în permanență speranță, la drum Cu aceste speranțe Exact uh, Cel mai frumos moment era când venea Paștele Sau Crăciunul Cred că și tu ai simțit Și mulți dintre noi Dar S-a comercializat mai, mai nou acum, prea mult. Când simțeam mirosul acela... Știi ce, apropo, că mi-a adus aminte de ce mi-a minte mie din copilărie? Mirosul de portocală, pentru că aveam greu acces la așa ceva. Cred că nu era sinonim cu mirosul Bra de, bravo, de, bravo, de, portocală. de portocală. Exact. Și mai primeam cu toată, păstram și hârtia de pergament, dacă mai ți minte. Că la Aveam imus. bomboanele din pom. Fondantele le, le luam și, și, și le lăsam și, și le goale. Le, 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 le am vată eu. Le puneam ca să, ca, să, ca să arate, arate în continuare. La fel, la fel. Impecabil. Dar ce gustoase Stray, erau. Nu? Da, straile straiele de Crăciun să fie, să, să fie imaculate la fel făcea. la fel făcea. Bravo, la fel făceam. Da, exact la fel. Și faptul că ai amintit la acestea extraordinare. Și coaja o păstrau și făceam cei din ea, o pe plită, aveam sobă din ea și băgam în apă fiertă și făceam cei, să simt mirosul ăla de portocală, că nu am mai aveam acces la alta. Nu numai gutuia rămânea la geam, nu, gutuia, ci, dar, dar de rămânea portocala care era tăiată sub forma unei steluțe și coaja, într-adevăr, rămânea o zi, două, apropo de galbenă păstra, de, de, galbenă gutuie, exact. Da. Și coaja rămânea acolo. Extraordinar. Numai că sunt versurile de lui Adrian Păunescu. Da. Iar compozitorul este din Galați. Ox, oh, să mea. Ce zi tare că O să-mi amintesc. Foarte frumoasă piesă. Apropo de Dumnezeu acum de înviere, ca să spunem că venea Paștele, ne primeam. chiar dacă nu aveam, părinții mei luptau cumva să ne iau măcar o preghie de pantofi, măcar unul dintre noi, o cămașă sau știu o bluză, ceva, să ne, să ne primenim. Și acest ritual exista și în familie. E așa? În Ceea permanență fel, nu no? există. Tu de unde ești, de fel? În, din Vrancea. Din Vrancea ești, Nu a, exista în săptămâna mare ca noi să, să nu ne mergem primenim, în soțiiți de părinți să ne primenim. Și la biserică și în părtășani. Și eram no? nelipsiți de acolo. Și ne mă pune, mama punea să țin și post pe tine, nu te punea? Țineam, nu, mam, rezistam. nu, nu rezistam. Nu rezistam. Că furam din cozonaci și cozonaci. cozonacii. Dar, dar am... Uh, sub o formă sau alta, chiar din acea perioadă, bunica mea ținea posturile, mama, la fel, mama se mai ferea de ele, se mm. mai sustrăgea din, mm. din acest mama ritual, tot dar uh, am împrumutat și eu acest uh, obicei în ultimii foarte uh, sănătos 10 pentru ani. Eu nu am reușit, Deu să reușesc și eu. A fost, a o, a, o, a fost o, la început că mă întrebau, mă întrebau foarte mulți care din uh, anturaj, mă întrebau dacă este dificil postul uh, uh, mare și o și, și jumătate Pentru de. anul acesta exact au fost 8 săptămâni. Și Aha. Primul, prima dată când am ținut mi-a fost extrem de greu. Greu. Acum la carne, acum, la lapte, Probabil la... e al 9 al 10-lea an în care există o lejeritate fantastică. Totul până la urmă, totul până la urmă este Acler. din din mintea noastră și așa cum ne setăm. Da, apropo de înviere, pentru prima oară în istoria României anul acesta s-a produs un concert pe pământul sfânt, în țara sfântă, exact în încinta turnului lui David. A fost văzut acolo am fost în turnul David ai și spus, am da? cunoștință și despre concertul a, acesta a, pentru că uh, cumva s-au intersectat anumite lucruri uh, Ioana, soția, încerca să îl contacteze pe, pe, Andrei, pe, 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 pe Andrei pe Andrei, pe Andrei, pe Andrei pe, Tudor sau pe, uh, pe Andrei Cherești. Pe Cherești, pe exact. da. da, și încercau să, să să regleze niște niște piese, le imprimase Ioana și să le să le, să, sau le, să, le, să le precesne? Nu, 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 no. nu niște piese a, de arăs. muzică. Fado. Mm -hmm. Și Andrei i-a spus: Când mă întorc, sunt cu acel Pavel. Când ah, mă întorc spus. din Israel. Spus. Da, da, da. Spus, da. Și știam de, de acest concert. Uh, da, a fost un concert extraordinar. De ce să, uh, vreau să puntez? Uh, pentru prima oară în istoria României, eu nu știu cine a mai, nu cred că a reușit cineva, uh, să concerteze cu 140 de instrumentiști uh, în țara sfântă, la 300 de metri de Bărmântul Sfânt, în seara de înviere. A fost o Dumnezeire. Atât de frumos, Doamne Dumnezeule. Atât de. Uh, nu știu, uh, liniștitor cumva, dar și cu responsabilitate mare. Că tumultul acela din sufletul meu, pentru mine unul, nu știu dacă a fost liniștitor, după aceea a fost liniștitor, după ce s-a terminat concertul. Uh, iată, este un domn care se numește Domnul George Doca, uh, este inițiatorul uh, proiectului acesta care se numește Procred de Muzică Creștină pe care am împrețeșat-o cu mare drag pentru că acolo se vorbește de, numai de Dumnezeu. Avem nevoie Raposarea și de acest noastră la Dumnezeu. Nu sunt habotnic, nu sunt... Dar sunetele acelea care se creează împreună cu acele cuvinte extraordinare îți dau dumnezeire. Și iată că acest concert l-am cântat alături de Sandalado și de Lunița Angel, de Nico, de Nic Cașiaro, de o negresă, una dintre cele mai bune cântărețe de gospel din, din lume, se numește Linda Randall, dar cântăreața noastră care, hai să spun așa, a trecut-o la acest concert, se numește Alexandra Grișan, care este una dintre cele mai importante. O ascult, o, o ascult plăcere. A, deci Am ascultat mă bucur tot... cu da. Mare talent, domnule. Deci vreau să spun că nu ca minimalizat, minimalizatul, care n-ar fi, -ar fi frumos din partea mea să spun. Dar dânsa, Linda Randall, să cânți uh, muzică gospel de când te născut și apare fetița asta și cântă de a rupt pământul. Deci este a fost slujba asta de înviere, practic. Da, domnule. Eu Paștere, l-am petrecut acolo. Unde poate să fie mai frumos? Cântând. O frumusețe. Deci a fost prima oară după vreo 15 ani când am, am petrecut cu altul de familia mea, dar am avut mulțumirea aceea sufletului meu că am avut această ocazie. Sper că n-am uitat pe nimeni. Al Zărai, un tenor extraordinar. Maria Coman, Maria Mihalin, voci foarte frumoasă. Și Maria, cum, în altă voce. Și Maria Mihalin, și, și mai frumoasă zi. la pentru prințese. Foarte sensibilă, da. A mai fost și Elena Gacinu din Moldova, o voce foarte bună, dar patru dirijori au fost. Domnul Daniel Jinga, dirijor, directorul actual al Operii Naționale București. Andrei Tudor, pe care îl cunoști de foarte bine. Pe Daniel de asemenea, care a fost și el aici a fost la, tine? la această masă. A fost foarte A fost Printre primii invitați, Ai de vorbit A cu fost el, că de a fost așa o discuție despre sunete, purtată timp de o oră exact. și no, da. într, -adevăr, într adevăr, chiar am străbătut tot ce înseamnă de la nașterea sunetului până la orchestra pe scenă cu foarte Da, multe, la pur sunetul. Domnul George Națis, compozitor, dirijor, Simona Strungare este actual dirijor al Big band Radio. Sper să nu fi uitat pe cineva, că nu vreau să fiu Și sunt convins că în toată această distribuție a fost și Dumnezeu pe scenă. Nu, în primul rând dânsul, Și noi. A fost Dumnezeu pe scenă. Da, în primul rând dânsul, după aceea noi. De fapt, el la orchestrat tot. Da, exact. Ai orchestra orchestrat pe toți la nivel universal. <laughs> Ai avut vreo întâlnire cu Dumnezeu? Da, pot să spun. O amintire destul de neplăcută, dar nu pentru că am avut întâlnire cu Dânsul. Dânsul m-a smuls de acolo. Deci eram, am 14 ani. Trebuia să dau... Nu, dădusem la liceu de muzică din Pitești, liceu de muzică și arte plastice, dar obișnuița mea de copil năzdrăvan, mergeam prin grădin, furam cireșe, prune, tot felul, gașca mea. Și eram și cu fratele meu atunci. În lângă stadion, la stadionul din Câmpul Mășcel, era o grădină unde erau niște prune. Și eu așa disperat, după ce am jucat fotbal, am urcat să-mi iau niște prune. Acum și am luat o prune și am înghițit cu tot cu sâmbure și era să mor. Și eram agățat la 2 metri jumate, că tot avea gardul, era destul de înalt, de beton. Și ce mi-a spus fratele meu că și prietenii mei, când nu mi-am dat realizat atunci. Îmi pierduse aerul, deci eram înțepenit, efectiv, de în picioare pe gard. Și nu am căzut. Deci Dumnezeu m-a ținut acolo. Și acolo mi-am văzut întregul film al vieții mele. De până atunci. O derulare. Eu am văzut moartea cumva. N-am spus-o Este prin prima oară când spun acest lucru. Și am simțit că cineva a venit și mi-a scos sâmburile acela din gât și l-a aruncat afară. Acela a fost Dumnezeu. Fratele meu de a început să se plângă prietenii mei la fel, că iată la de Pentru Dumnezeu. Pentru că avea o misiune cu tine. Cred că da. Cred că da, îi mulțumesc. Întotdeauna îi mulțumesc. repet, nu sunt un habodnic, nu sunt un ipocrit, să... nu am cred în Dumnezeu, că eu sunt nu. Cred în Dumnezeu, că Dânsul mi a creat cine nu o face nu este obligat, este problema lui aici. Eu cred că e nefericită la care nu crede în Dumnezeu. Așa cred. Sau cred că e fericit că nu crede. Ce au afirmat mari, mari gânditori ai lumii, că, practic... Până și Einstein, nu? Necredința Până al lui. și Einstein, în ultima clipă vieții. Același da, lucru spune. Apropo de acest lucru, nu uh, am... Uh, poate că îmi reproșesc că uh, mă duc la biserică, de exemplu, la Sfântul Gheorghe cel Nou și am uh, pe duhovnicul, duhovnicul meu, părintele Emil Cărămizaru. Emil, ah, de la L-am avut, l -am avut în ajunul Crăciunului. Da, ce frumos, un om deosebit. Îl salut și îi spun să rămână părinte. Dar am fost și de curând, de acum am avut un concert alături de Vlad Miriță și Iordache Basalic, Iordache Basalic fiind prim bariton la, ora, la București, Vlad Miriță, tenor, pe care îl știți foarte bine, am fost invitat să cântăm la un eveniment al Târgu Neamț. la E La Neamț, sunt niște mănăstiri extraordinare. Nu știu dacă ai fost vreodată. Sunt Am fost. Am fost. Ai fost. Am fost. Am fost. Am fost la mănăstirea Vovidenia, schitul Vovidenia. Îți n-am să mergi. acolo. Să, să mergi dar, dar e a treia, a patra recomandare pe care o primesc. să, mergi. -o să mergi la părintele Mihail Arhimandrit Mihail Danieliuc, un om de o bunătate și de o deșteptăciune și înțelepciune extraordinare. Uh, Chiar am cântat, poate să trimiți și filmarea și poate dai uh, câteva secvențe. Am cântat o pliceaznă și mergând pe stradă, pe ulițele acelea, de o curățenie extraordinară, vreau să spun, de, și puritatea aceea de a, a satului. Superb! Mănăstirea arată superb, impecabil, casele bărbite, primenite. Bravo! Și copii, de, erau grupuri de copii, o tocare de copii care veneau la dânsul să la mănăstire. Când am intrat în mănăstire, venind de la, după concert, a doua zi, dânsul era pus așezat în mijlocul bisericii și în jurul dânsului vreo 70 de copii între 5 și 12 ani. Dânsul cu barbă așa, figura lui Ion Creangă îl vedeam acolo. Și le povestea despre Sadoveanu, despre Creangă, nu știu ce despre... Casa memorială a lui Mihail Sadoveanu este aproape lipită de această mănăstire în localitatea Vânători, Neamț. Mânători. Și povestea despre Dumnezeu, despre creația lui, despre ce s-a dovedit numai apărut pe pământul ăsta, de ce creangă a avut darul de a povesti. Și copiii erau fascinați. Și când m-au văzut copiii acolo, după ce s-a terminat, am spus, n-am vrut să te deranjez, am început să facă poză cu mine, m-am mulțumit treaba asta și în biserică, dar nu mi-au spus bună ziua. Mi-au spus Hristos a înviat. Toți și pe stradă când mergeam, Hristos a înviat, copii, Deci mi s-a pănicat pielea, m-a ținut atât de bine. În București, aici, dacă mergi la oraș, nimeni n-are curaj să spun asta. Rar auzi. Corect? Mai auzi asta? Nimeni nu mai, uh, mai auzi are, o formul... de de exact. are o formulă de mulțumire, n-are o formulă de salut, iar ce formulă de salut e mai puternică decât Hristos a înviat? Uh, bravo! Niciun. Bravo! Și nu știu dacă îi poate să fie salut. E așa un... O slavă! Ai avut vreodată sentimentul că ești nedreptățit? ca și. Artist? Da, de multe ori. Da, de multe ori, bineînțeles că am avut, Dar aici a fost numai vina mea, într-un fel. Că nu trebuia să mă aflu în situația aceea, de, nu trebuia să dau ocazie. Dar se întâmplă. Se întâmplă, să știți. Uh, iar și la, festival, uite, la festivalul Mamaia, unde am lansat piesa. Uh, frumoasa. În 2000, mea, 2000 exact, da? Uh, eu trebuia în acea seară să plec de la. Nu, după, uh, la premiere. Dar orgolul meu atunci m-a lăsat așa să prezentat Dan Negru, prietenul nostru comun și aflu trofeul, eu am simțit că nu, că voi fi nedrătățit apropo. Deci ai primit un trofeu acolo, Nu. pentru popularitate, nu? Nu, dar nu trofeu, premiu. Premium. Trofeul este unul singur luase trei sud-est, adică erau și ei pe val, adică erau și de-al lor de acolo, de Constanța, a contat și bine, da? dar frumoasa mea, ca drept dovadă, în anul acela a avut cel mai mare succes. Atunci m-a simțit nedreptățit pentru prima oară, care m-a afectat, dar domnul Nicu mi-a spus, mă, nu trebuie să fii nedreptățit, că este premiul publicului la, care e cel mai important și a avut dreptate. Și când a vrut să mă mâneze premiul, a zis, Marcel, mai ai răbdare să-ți aducă premiul? Uite că mai întârzie. Nu, că și așa trebuie să mă grăbesc, că trebuie să merg la, la mutul la Adrian, mutul la nuntă. Chiar îți căsătorea în seara aia și eu chiar trebuia să fiu la București, să plec de la Dar mama a fost aia. un pretext. Dar, dar iată că mi-a dat sub o formă bravo. sau alta această nedreptate. Bravo, bravo. Al doilea an, în 2001, când m-a întrebat de nedreptate, de nedreptate, să zicem, așa când am fost eu, nedreptățit, am considerat eu. Uh, era o, fetiță care se numea Maria, nu știu cum, avea piesa ce o ochii tăi, nu știu cum, mai, mai ți minte? ochii tăi, nu, nu știu, ceva de genul ăsta. Uh, avea 15 ani. Ana Maria Ana Maria, bravo, Așa, bravo, ea e. Uh, avea 15 ani, drăguță fata, nici, avea nicio vină, dar băgată la înaintare de anumite case de producție, nu dă nume, că îi face de nou de cramă și nu vreau, Uh, cu aranjamentele lor. Unul la volan, altul la pancheta din spate, altul pe bagajul. Există era, era, o mașină, și era o mașină și azi există existat ce urât uh, nu dau nume că îi cunoști foarte bine uh, așa era, așa credeam și cred că așa s-a întâmplat eu am luat primul întâi atunci cu piesa unde ești tu, are o piesă superbă și fata aceasta la trofeu adică mașina, ea cred că n-a luat să -a ca nici praful de pe mașină n-a apucat să Uh, și vine un ziarist la mine, din Breazlata, de a un coleg, și un coleg, și mă întreabă, ce părere aveți, domnul Pavel? Iată, Ana Maria cu trofeul. Și am spus, ce părere să? Vreți să par mulțumit? Nu. Pentru un copil, jos pălăria, că a obținut un trofeu. Dar la anul ce mai dați? Fac pariu cu voi că la anul va dispărea? Dar unui copil, atât de mult, el are impresia că va rezista la nivelul acela, că ai responsabilitate. Iar la 15 ani ce responsabilitate ai? Cum poți să te păstrezi la același nivel? Ad, anul următor a dispărut săracă, de ea n-a mai apărut. N-a mai apărut. Dar eu a doua zi în presă, Marcel Pavel, invidios. Aha, că nu știu ce. Că... Și colegul ziarist a băgat bățul prin gard. Pe Dar asta e meseria voastră, este <laughs> <-a> instinctul vostru. <laughs> ai făcut mulți bani din uh, muzică. Pentru că a apărut un articol și citesc din tine, am făcut o imprudență prin 2008, am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu mai revin cu banii, trebuie să întrețin o persoană și în pandemia asta e foarte greu, vorbim de da. Uh, da, 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 da. o declarație da, de acum da. 3 ani. Da. Am ajuns la fundul sacului, dacă eram în altă țară probabil eram milionar și aveam și avion la scar. Corect, păi și așa este. Ai făcut mulți bani din uh, muzică? Nu, bani mulți n-am făcut. De nu, nu mă pricep la face. Sunt, mă expresia, varză. Nu sunt, nu. Nu mă pricep. Uh, Mi-am ajutat de undeva în familia. Cel puțin pe mama mea. Am o până a pus mânie pe piept. și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să pot să ajut eu la rândul meu pe mama mea. Pe frații mei atât cât am putut. Pe sora mea. <coughs> da nu poți să ai numai tu, știu să te destulezi așa și să te gândești că familia ta, neamul tău, nu are ce să pună pe masă. Păi n-am niciodată nu s-a întâmplat. De când eu, din anul 2000 început, sau chiar și dinainte, întotdeauna am fost atent cu ai mei. Tot eu, da, să nici la am bani. Nu am câștigat bani mulți. Nu știu ce să nu să câștigi bani mulți. În 2020, te-ai inscris pe, pe, listele unui partid... Da, a fost un accident, ca să zic așa. Partidul ecologist. Da, am vrut să-l ajut foarte mult pe Bogdan Stanoiebeș, Dumnezeu să-l odihnească. Un prieten extraordinar, l-am iubit tare mult pe acel om. Un cavaler, așa, al vremurilor noastre. Nu mai crezi, prin urmare, în implicarea... Niciodată n-am vrut, nici politic. atunci n-am crezut. Nici atunci n-am crezut, nici n-am vrut. Dar nu să sprijin pe el, pentru că m-a rugat mult să fac asta. Și a doua zi mi a tras imediat candidatura. A fost o eroare din partea mea, o erară de greșeală, cum spun eu. <laughs> uh, da, a fost un gest, hai să spunem, uh, gândit la cald. Și a doua zi, imediat, am spus, Bogdan, iată mă, nu pentru ceva. Dacă nu ai fi fost artistul Marcel Pavel, cu siguranță n-ai fi fost politicianul Marcel Pavel. pentru Mi-ar fi că... plăcut, de ce okay. nu? Să, că, să, țin cu dreptate. Mi-ar fi plăcut tare mult. Și țin cu poporul acesta, țin cu țara mea nu știu dacă am vorbit noi anterior, apropo de intrarea noastră în Schengen. Tu vii la mine, american sau ce ești, sau, și îți deschid poarta și bușa și tot ce vrei, și fereastra, intri pe unde vrei și eu când vin la tine, mi închis ușa în nas, ceva nu e în regulă. În continuare, că asta spuneam despre vize și despre asta spuneam eu apropo de, filtru. Exact. De ce mă consider pe mine un om mai inferior decât tine? N-ai voie. N-ai voie. N-ai fi fost Marcel Pavel Artistul, posibil să fi fost Marcel Pavel politicianul, ai fi fost cu Marcel, mea, da, poate. Marcel Pavel fotbalistul. Da, Pentru că, că mi-a plăcut mult. De, da, mi-a plăcut mult, da. Și, și de acel Sau incident... Serul, și, la Barlanca, și, și, box. Ai făcut box, da. dar povestea de acel incident care a avut loc în apropierea stadionului din, din câmpul lui mama mea. A, apropo de... Ei, dar nu, cu mama mea nu ți-am povestit, nu? O să-ți povestesc. Aia cu, dacă mi s-a întâmplat, chestia apropo de când era să mor atunci. Uh, Boxam de vreo trei ani de zile, dar pe ascuns așa. Mai până la urmă s-a prins, dar eu, pe când cel n-aveam voie să lovesc cu brațele, să dau, să... Mm, Răneam mâinile, nu mai puteam să mai cânt. Și dânsa nu știa unde lipsesc eu mereu. Și trebuia să dau examen la de muzică, înainte cu trei zile aveam meci oficial, primul meu oficial, pe stadion, vara, în iunie. Deci erau vreo 2000 de oameni, alchi alhiprin, noi eram în deschidere și erau grei. A fost o școală de Săcemuș a fost unul dintre cele mai, cele mai tari cluburi de box din România. Și l-aveam pe maestru Panaitescu, nu și pe domnul Maurel Simion și domnul Vlad. Erau antrenor. Toți erau în colțul meu. Eu eram important. Aveam, era, aveam două kilograme cu tot cu M-am putut cu unul mai înalt ca mine, avea aceeași greutate, dar era mult și era și mai slab. Pentru că l-am și bătut de altfel. În a treia repriză, cine intră pe ring? mama mea cu mare făcăleț, ne-a luat la bătaie <laughs> pe toți și pe mine, și pe adversarul meu, sau și la antrenor, îi cu bățuri. Deci a fost un râs și a fost lecția, te de râs. Și a fost un râs de, general, de atunci n-am mai apărut vreo trei zile pe stradă. Deci, că aici am ieși, nu? Tu ai examen și mergi. A fost singurul meci în care ai boxat? <gătă> -și, nu, oficial. oficial. Păi putem spune, putem spune că tu, din acest punct de vedere, ești singurul pugilist român care a fost cu pot o carieră, să mai... cu o carieră scurtă, dar nu, cea mai scurtă. Și cea mai scurtă, dar neînvins. Neînvins, da au fost. Nu am viz mama atunci. Mama, Mihai Leu, Lucian, mama. Lucian Bute, Doroftei, au fost învinși toți. Tu practic <coughs> ai un meci, o <coughs> victorie. <ne> și... <laughs> da. <g seas> am, am, pus un mare talent și a devenit mare speranță, nu? Da. Și te-ai refugiat... <coughs> da, hai o să este foarte hai <coughs> Te-ai refugiat în brațele fotbalului? Uh, nu neapărat. jucam tot timpul fotbal, îmi plăcea foarte mult, da. Ba, fundaj, ba, portar, bă, mic, așa cum era, dar am foarte elastic. Uh, ba, dacă extremă dreaptă Cu de ce de echipă simpatizezi? Oțelul Galați dat fiind faptul că rădăcinile tale uh, sunt uh, despre de Galați sau cu CFR Cluj? Nu. Uh, acum zici tu? CFR Cluj? Ai mărturisit-o? De ce? Că am, am dat cu ei pe scenă și îl cunosc foarte bine pe Pre, pre, președinte. Ai și mărturisit ce fel recluz și este echipa mea preferată. Aș face o nedreptate dacă aș nominaliza un singur fotbalist care îmi place. A, la acel nu, moment. Atunci era, pentru că erau foarte buni și Dan Petrescu, pe care îl respect foarte mult, foarte bun antrenor, erau pe val acum 5 ani. Erau, și, eu, și acum sunt pe val. nu se știe acum cineva câștigă. Mă, mă gândeam, că totuși... Fecea și a fost pentru mine. Nu? La început a fost Dinamo, apoi Steaua. A fost, eu țin cam pe toate. De ce? Un fotbalist reprezentant care era, de exemplu, Dobrin, cum să nu iubești, ci datorită lui e echipa. Craiova, datorită lui Balaci. Balaci, Cârțu, A Hagi mult. la Steaua, Steaua. sportul Zdențescu sau Hagi, Steaua. Oraș, Cum să nu respecti? Erau Dumitrache la Dinamo, Lucescu, Dinu. Și Oțelul galați. Oțelul Galație echipa... n-am avut așa, sincer să fiu, chiar dacă-s gălățean, n-am avut A, -a fost un meci rămas în analele fotbalului românesc, un, acel celebru 1-0 cu, cu, cu Juventus și că suntem în 87, la, da. la cum îl cheamă Banciu sau cum îl cheamă <laughs> <găsirea>. exact. <laughs> Da, uite ce zic tu minte, tu ești microvist <laughs> bine. ai fost și uh, ziarist de presă sportivă? N-am fost de, de A, nu? presă sportivă gestionez și pro-sportul Ah, păi de, de asta acum da. tu faci da. un antrenament cu mine da, 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 zici că eu n-am nicio vină <laughs> dânsul, eu... da, uite apropiat foarte mult de el l-am cunoscut pe domeniu personal pe care consider mare geniu Uh, Hagi, i-am cunoscut pe toți personal, pe, cu Balaj, Mesorietă, cu Mătru. Da, în relația Mare cu, de cu, ei. De om deosebit. Măci. Da. Uh, am iubit întrebările sporturi. Mă uit tot timpul, sunt pasionat și la meciurile de box. Mă uit. Uh, am făcut și puțin camp cu Amato Zaharian, nu știu, știu, da. Da. Uh, M-am lăsat de vreo trei ani de zile, după partea asta cu COVID, a fost un urât, un foarte urât, când spuneau toți că mă prefac, că am luat bani, 500 de mii, deci era milionar la câți bani am luat. da. da. Și eu am fost la un pas de s-a părut retorica atunci ai, ai, atât vezi, de Nu știu ce voi ți-a avut, de nu știu dacă tu, presa, voi, tu nu. nu și apărat. în presă, dar mi s-a părut retorica atât de, de ridicolă. Un coleg de tău a făcut asta, nu-i dau nume, Nici nu, nu prin, merită menționat. Aici. Nu, nu nu vreau. Pentru că și nu, nu mă refer acum la acea nici persoană, ci la acel moment nu mă refer la nicio persoană. Nu o să fie alături de bine lumea, Consider că despre afecțiunea unui om sau nu, un om, nu este un exact. subiect de dezbatere publică, și, niciodată. Și, și în afară, eu am făcut greșeala de a cânta în spital, am zis, nu e nimic, o să fie bine, dar eu, a, după trei zile deja eram pus pe oxigen, a fost grav la mine. A fost foarte, foarte grav. Și culmea unui ziarist pe care nu o să-i dau numele, i-am trimis și poze și uite ce am pățit, nu știu ce, că mi dat și prea multă cantitate de oxigen și capilarele au început să explodeze. Și am spus, stop, opriți-vă că mă omorâți. Bine, cuvintele mele. Și ca întâmplare extraordinară, am întâlnit șeful secției de la Balș, de la Pavilonul 5, fosta mea colegă de bancă de la școala de muzică. Mi-a salvat viața o femeie aceea. Când voi fi eu aici, nu se va întâmpla nimic. Livia Hara, îi mulțumesc mult din suflet că a apărut ca un înger lângă. Și iată cu am cu nu mai sunt de 50 de ani. Dumnezeu în continuare, Dumnezeu în continuare, nu mai de de Tine. Exact. Nu mai văzut de 50 de ani pe exact, exact. femeia aceea. N-am recunoscut că eram combinația aceea. Nu știam cine sunteți, că am atut și am spus, dacă mă atutiți, înseamnă că mă știți. Păi eu am fost colega ta, noi premiu cu coroniță mereu la școala de muzică, <laughs> eu luam la pian, la violoncel și tu erai cu mine în bancă. Și am spus, draga mea, n-am putut să iau brațe, dar să trei ore după ora de program, afară, sunt niște geamuri din astea cu plasă și ea să tăia afară, că n-avea voie să avea contact. Era sperietura aia îngrozitoare. Nu știu ce o fi fost tăia cu ce au dat ăștia ce ne ne-am făcut, dar a fost greu pentru mine. Și am fost dezamăgit și m-a dorut foarte mult. Ceea ce s-a scris despre mine m-a afectat, sincer. Mult timp, da. A fost greu. Am tastat numele tău pe Google. Am tasat uh, Marcel Pavel. Și, -am în știi cine de, sunt, am și, în funcție de numărul de, de căutări, nu e un exercițiu interesant. Să-l da? încerci da? și tu. tasă Marcel Pavel, și, în Apare, funcție da. de, de numărul de căutări, sunt asociate anumite. Uh, Nume cuvinte. comun, da, da, da. Și am găsit Marcel Pavel concert. Te-ai aflat pe numeroase scene. Da, nu cred că mai ții minte numărul în țărilor sau concertelor. Da, concertelor am numărat eu peste 20 da, ultima puțin, ultima, nu le -am, nu sunt toate ultima Israelul, peste 20, Da, dar nu sunt toate acolo. La care este concertul pe care ți-l amintești. Ne-ai povestit despre acest despre ră, 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 concert ră, ră, la care este ră, concertul poate concertul în care ai împlinit și visul tatălui care se vedea cu pe un ră, firmament ră. albastru și te-ai gândit nostru, către da. mama sau către tata în momentul în care uh, te aflai pe, pe aceeași Mama a fost prezentă. Mă a fost prezentă. Tatăl meu a decedat în 95. Mama acum de. Da, consider că acele două, trei concerte în același an a fost de Paște, de Crăciun și am mai a avut încă un înainte de anul nou, la Palatul Palatului cu 160 de instrumente de data aceasta, televizat, să le ar fi pline de fiecare dată, atunci, cu ce meu, mi-aș fi dorit să fie așa. Dar lumea cred că s-a obișnuit să primească degeaba un mic și o bere, să meargă să. în aer liber să câmp, să îi cânți. mă omaneam să mai știu ce, să vină. Fără număr, ca să zic așa. Public educat pentru genul de muzică pe care îl abordez eu a devenit așa o nișă și îmi pare rău. Sau poate mă înșel eu. un concert ca acela, acela este concertul vieții mele Marcel Pavel, uh, f -f -f familia și invitații lui. Acela a fost concertul. Și concertul de la Circ din 2018, uh, îi mulțumesc foarte mult și la Ladu și, și lui Bogdan Stanovici, acolo unde e. m a ajutat foarte mult să susțin acest concert, tot, alături de familia mea, de asemenea. Frații mei, sora mea, copiii mei. Da, acestea sunt concetele vieții mele care mi-au marcat viața artistică, să zic așa Și vor rămâne întotdeauna în amintirea mea Am căutat în continuare Marcel Pavel, Marcel Pavel vârstă N-am să de vorbesc ce? De, de, despre s -a s -a vârstă fi. Nu, întrebarea... 4 decembrie uh, 1959 6 decembrie și eu ah, asta <laughs> <degetator. Haidec laughs> A, să te că nu Ești un om sensibil, să știi Te pare așa dur, dar ești un om sensibil Marcel Pavel vârstă Ți-e teamă de moarte? Întotdeauna am a fost ce le spune că nu e temă de moarte. Bravează. Bravează și chiar și cei mai mari duhovnici să gândesc într-un moment la partea aceasta, decât că ei filozofează pe tema aceasta și le prinde bine. Noi nu avem educația aceasta, știu, budistă sau mai știu, sau a din dincolo. Nu atât de dezvoltată, ar trebui să o avem. Nu să ne neapărat, dar treceri dincolo. Nu prea aș vrea să vorbesc despre acest lucru. Nu-mi place mare plăcere, Re... sincer. Ți-a venit ție acum să mă dă. Regretatul meu socru, chiar discutam la un moment dat, pentru că erau diferite teme pe care... Un om fabulos. Ce viață fabuloasă a avut. Și îi plăcea spune, să spune... Spune specific încă o dată, dar cred că lumea știe deja cine este. Cu, Cunosc cei care da, sunt care parte în comunitatea din da, comunitate, da, da. vorbesc despre uh, imensul actor și neomenescul, am numit eu Ion Dichiseanu, și spunea că nu este teamă de moarte, ci de necunoscutul de dincolo. Corect foarte corect. Pentru că era un om rațional și un om care disciplinat se organiza în tot ceea ce făcea. Nu întâmplător succesul l-a urmat peste un artist, tot. Un boier, așa, pentru că se organiza. Un boier al scenă, așa îi spuneam eu. Era un Făcea parte din al protipendata aceea de actori mari, de cu clasă, cu multă eleganță. Da, da. Continuăm acel Pavel Copii și nu te voi întreba despre copiii tăi, pentru că am discutat deja despre cei doi băieți, despre fetiță, dacă l-ai întâlni acum pe Marcel Pavel, copilul de la 10 ani. Ce îi spune? Ce întrebare de baraj. Ce spune Marcel, lui Marcel Pavel? Continuezi drumul. C o să reușești mai la urmă. Așa spune. Chiar desculți cum erai. Înțeles că tocmai de aceea așa spune. Pentru că iată mai aici, Și nu în postura asta Ea spune același lucru Dacă e Prin copilul meu Marcel Pavel Atunci aș avea foarte mult ruguri să-i spun La greșelile pe care le-a făcut Ce ar trebui să facă Dar ca să cuprindem așa Să comprimăm într-o singură definiție Spun continuă ceea ce ai Ceea ce gândești și unde vrei să ajungi Pentru că eu de mic copil mi-am dorit să devin cineva Sincer da. Și eu zic că Așa, la nivelul meu am reușit. Am, poate că am devenit puțin, tot timpul am fost sensibil fiind artist. Am, nu melancolic neapărat, dar de când am pierdut pe Maica mea m-am sensibilizat foarte tare. E sinliu sa, mi dor de Dumnezeu. Da. Găseam în continuare, Marcel Pavel, religie. Și te-aș fi întrebat dacă ai răspuns ce relație ai cu Dumnezeu. Ai răspuns acest lucru. Da. Și am găsit, uh, Marcel Pavel, tastând, am găsit un cuvânt asociat numelui tău care m-a amuzat în contextul în care știu că ai o relație de 27 de ani. Impecabilă relație cu soția ta, cu Violeta. Nu, mai pune, mai pune. Te rog. Mai pune. Peste 27 de mai ani? Mai pune, 27 ani, Richard, băiatul meu cel mare. Deci de 30, fapt, 1992 v 92. căsătorit. 31 de ani. 31 de ani. Stăm împreună. Dar ne-am căsătorit exact cum spui în 96, doar, oficial. Și găsesc Uh, repet, correct, poți să, urmezi, de de șapte, poți a, să a, urmezi și tu acest exercițiu Marcel Pavel și am găsit un cuvânt, să vezi interesul oamenilor, Marcel Pavel divorțează. Eu nu vreau să te întreb despre, des, să des, să despre 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 aici, asta, cum să spune, <laughs> ce mai ce, ce mai exploziv titlul ăsta la voi exact. la presă, adică când spui artist mare în divorț, sau mai știu eu ce, adică îți apare așa că cuvântul ăsta divorț, e ceva așa care interesează pe toată lumea. Eu te-aș întreba Dacă altceva. Dacă spui, Marcel Pavel lui se iubește cu iară o problemă sau și iubește soția, nu bagă nimeni sau Marcel Pavel divor, a, gata, e clar. Eu te-aș întreba. Ce? Altceva. Sunt niște puncte, puncte? divorțează, te-aș întreba. Tăi, soția ta, Violeta, este altarul vieții tale? Și am luat altarul. Ar, ar putea tale fi altul? Din frumoasa. Ar, ar putea fi altul, nu. nu? Și, în afară de faptul că este altarul vieții mele, este echilibrul vieții noastre, a familiei noastre. Femeia, întotdeauna, cred că și la tine se întâmplă, că poate nu este mai boi. Tu cred că ești mai așezat decât mine, ca că te văd eu așa, ești mai bordona puțin. Cu toate că în familie și eu sunt în viață de zi cu zi. Dar femeia întotdeauna are influența aceea, hai să spun, de organizare mult mai pregnantă într-o familie. Ei este pilonul. Eu pe soția mea o consider pilonul familiei mele. Nu eu neapărat. Dânsa ne coordonează pe toți. Ați văzut o femeie când se îmbolnăvește, mă spune, doare puțin capul, când noi ne îmbolnăm, gata, e ultima clipă în care te mai văd. Ne băităm, ne... Dacă ea se îmbolnăvește, ne pierdem cu toții în familie. Nu mai știm ce avem de făcut. Există de Te-ai gândit a... la asta vreodată? M-am gândit în permanență că există și, acea anecdotă. Care, cire, există anecdotă care mie mi se pare extrem de, de, amuzantă, dar mi se pare că ni se potrivește nouă bărbaților. Uh, cum se simte un bărbat uh, atunci când este puțin răcit? Da. Cum era? Cum se simte și femeia când naște? Mamă, dumneavoastră, <laughs> da, exact, da, da, exact. ce comparație, <laughs> da, 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 da. Da, noi, întotdeauna, noi amplificăm exagerăm, durerile da. și le exagerăm, oh, rog, da, da, da. Când ai plâns ultima oară? Păi aici la tine. Dacă observa puțin discret. Se întâmplă foarte des. De când am pierdut pe mai mea, de foarte des. Bine, și când mă gândesc la bunicii mei, la tatăl meu, la prietenii mei pe care i-am pierdut. Și... Da. Sunt un, un, un om sensibil, scuze, dar asta sunt. Și mă manifest ca atare, nu, nu am nicio problemă. În acest sens. Sunt uh, lucruri firești. Lucrul cel mai important pentru mine este că nu sunt ipocrit. Nu știu dacă am pierdut, pentru că trăim într-o lume ipocrizie, orice îi spune. Prefăcătoria aceasta. Ipocrizia care aduce beneficii. Bravo, nu știu dacă beneficii, nu știu dacă beneficii, cei care cred că sunt beneficii. Exact. Din punct de și moral nu cred că aduce. Dar material probabil pentru unii da. Se spune că e foarte important că atunci când adormi, să adormi, tu liniștit. capul liniștit pe, pe pernă. Da. Tu liniștit, Noi am, am vorbit niște lucruri înainte. mai, Știm bine. Gata de să terminăm emisiunea? Și Dragii tot aceasta... mei, uitați, eu am venit aici la emisiunea, am făcut o oră pe drum și mă ține doar o oră să... <laughs> Ce înseamnă asta? Cât durează emisiunea? Toată această oră? sensibilitate, probabil că am depășit o oră. Ah, am eu cred că oră. am depășit. Toată ace, această zic, sensibilitate e și pe scenă acolo lângă tine de fiecare dată. De acolo pornește. Și acolo, trebuie, de fapt, acolo este minirea mea de a toate sentimentele și gândurile mele și trăirile mele să le exprim prin muzică, prin sunetele pe care le produc eu. Și artistul are această menire, indiferent de ce ramură, muzică, pictură, sculptură, balet și așa mai departe, actor, actorie. acolo îți exprim gândurile tale și cele le etalezi, într un fel, spui sufletul pe tavă ca artist, așa cum muzica și arta în general este urlina vieții. Acestea sunt oglinda a vieții, de altfel. Că acolo te regăsești. Dacă ai sensibilitatea, te regăsești. Dacă nu, treci trec pe lângă tine și sunetele și imaginile. Nimic nu, nu ne poate mișca Îți mulțumesc dacă foarte nu. mult îți mulțumesc pentru invitație. Eu tare Vă salut pe toți cei care priviți iat, această comunitate pe care tu ți-ai format-o. Vă transmit toate cele bune și nimic fără Dumnezeu. Într-adevăr, nimic fără Dumnezeu. Îți mulțumesc încă o dată. Și aș fi cântat ceva, dar vrei să termin cu, cu ceva? Da, vreau. Uite, Am să le mulțumesc celor care ne-au urmărit până săptămâna viitoare. Eu vă las cu acest da, cântec emoționat al lui Marcel. de și ajunge cea mai mare slavă pământască în zadar dacă-mi lipsește Slava cea cerească Ce folos Ce folos Slava fără de Hristos Ce folos